Sunt acele celule care pot deveni orice alt tip de celule din cele 200 care sunt cărămizile din care suntem construiți. Ele sunt utilizate în transplantul de celule stem, așa cum le numim generic, care acest transplant poate fi de două feluri. Cel mai bine cunoscut și cel vechi, ca să spun așa, are vreo 50 de ani vechime, dacă nu mă înșel, este transplantul de măduvă, care înseamnă, de fapt, transplant de celule stem, care sunt celule stem adulte. Nu înseamnă că se ia măduva și se înfige pe undeva prin organismul nostru și ne așteptăm să ne însănătoșim. Nu, se ia măduva, se îndepărtează, se extrag mai bine celulele stem din aceasta, acestea sunt perfuzate în corpul nostru, în fluxul sanguin. Și a doua metodă de utilizare a celulelor stem este cea de transplant de celule stem tinere, care, în mod evident, aceste celule sunt mai potente și au șansa de a se transforma în mai multe tipuri sau mai ușor în acele tipuri de celule de care este nevoie, pentru că sunt mai tinere, adică fiind recoltate la naștere, adică în momentul 0, au 0 zile de la nașterea copilului, ele sunt mai maleabile. Iar această practică are deja vreo 6-7 ani, 7 ani de zile în România. Promovarea corectă și nemincinoasă a beneficiilor celor stem. Pentru că România a cunoscut o explozie de bănci de celule stem, ajunseserăm 19 la un moment dat. Evident, am tot, știți cum face bufnița și cucuvea, tot anunță că se va întâmpla ceva, așa am făcut și eu ca și el și am tot anunțat că piața asta e prea mică pentru un număr atât de mare, astfel încât un număr de bănci se vor închide, vor da faliment, vor pleca și așa mai departe. Acest lucru se întâmplă, dacă din ce cunosc eu, cred că 6 bănci deja, nu am auzit despre ele nimic și știu, în cazul unora știu că li s-a retras autorizația de funcționare. Fiind atât de multe și o luptă și o competiție disperată, ca să spun așa, se promită lucruri aberante pe care aș putea compara cu dacă ai celule stem și se desumflă roata de la mașină și ai celule stem, se rezolvă. Adică, promovarea corectă și să nu creezi false speranțe este cea mai importantă. Pentru că nu este nevoie de promisiuni mai mari decât ceea ce se întâmplă în acest moment cu celulele stem. Se tratează 80 și ceva dintre bolile cu potențial mortal. Este enorm, este absolut enorm. La un cost, dacă îți cumperi pachetul de celulele stem cel mai complet, în cazul nostru, fiind vorba de banca daneză de celulele stem, te costă cât o tabletă mai dichisită. Adică poți să salvezi, Doamne ferește, dacă este cazul, viața cuiva doar pentru că ai cheltuit, ai dat banii de o tabletă și ți-ai asigurat sănătatea. Nu doar transplantul de celule stem în sine rezolvă boala. De fapt, e mai mult decât atâta. Când avem un pacient cu leucemie, limfom sau iarăși, oricare în cele 80 ceva de boli tratabile cu celule stem, acest pacient, să zicem că are un limfom, da? Acest pacient merge pe chimio și radioterapia obișnuită ca și când n-ar avea celule stem recoltate la naștere. Diferența între el și cineva care nu le-a recoltat la naștere, este cazul meu, că pe vremea mea nu se făcea recoltare, este că dacă pacientul fără celule stem este dus până la capătul chimio și radioterapiei, până la extrem, când devine alb ca hârtia și de-abia se mai ține pe picioare, acesta este trimis acasă și să vedem ce se întâmplă, adică am ucis toate celulele canceroase în corp sau nu. Și acest pacient trimis acasă va vedea, moare sau scapă. Cam asta este. Evident, faci niște analize să vezi care este situația, dar ai mers cu hemoglobina la minim, cu leucocitele la minim, cu hematiile la minim și așa mai departe. Nu poți să-l ucizi făcându-i chimie și radioterapie în continuare. Astfel încât tratamentul se oprește. În cazul pacientului care are celule stem recoltate la naștere, face același lucru, îl trimis tot acasă. Numai că partea frumoasă este că aștepți ca produsul chimic care circulă prin organism
din chimioterapie să dispară, să face clearance renal, iei medicamente și se curăță organismul de produse chimice pe care e băgat ca să omor celulele canceroase. Și este, ce este frumos este că acest pacient vine înapoi la spital unde se face transplantul cu celule stem, care de fapt ce înseamnă este o perfuzare. Stai la o pungă și îți curge în organism concentratul de celule stem. Aceste celule stem se plimbă prin sânge, ajungând într-un târziu prin vasele de sânge, ajungând în măduva oaselor mari, lungi și late. Aceea este măduva hematoformatoare. Este măduva care ne produce în fiecare zi leucocite, limfocite, neutrofile, bazofile și așa mai departe, și care ne face să fim roz la față, să nu arătăm ca hârtia și să ne ducem o viață sănătoasă. Chimio și radioterapia, mai ales chimioterapia, ce face? Ucide toate celulele cu rate de replicare mare, adică cele care au durat o viață scurtă sau se înmulțesc foarte des. Acestea sunt cel mai adesea celulele canceroase. Acestea se înmulțesc repede. Din nefericire, tot în aceeași categorie, pentru că nu are cum să le diferențieze substanța chimică, se află și hematiile, leucocitele, limfocitele, pentru că și acestea au o rată de replicare, de înnoire mare. Adică se trăiesc puțin și trebuie să se tot replice. Și atunci produsul acesta ucide tot ce se replică rapid ca să se asigure că a ucis cancerul, da? Celulele canceroase, tumorale. În momentul în care a dispărut din organism și a băgat celule stem din cele recoltate la naștere sau cele adulte prin transplantul de măduvă, dar cred că e mai puțin, mult mai puțin potent, aceste celule stem recoltate la naștere se prind în nodurile măduvei hematoformatoare din oasele noastre și încep să se multiplice acolo, local, dând semnalul că trebuie să facem ce ne lipsește, ce avem prea puțin. Hematii, vezi că e alb la față. Ce avem? Leucocite prea puțin. Hai să facem și leucocite, limfocite, trombocite. Și așa îl vezi cum reînvie pacientul, începe să se coloreze la față, la unghii iar și începe să fie roz și ajunge cu analizele aproape de normal. De ce îl lăsăm să se întâmple, să-și revină? Ca să putem să terminăm chimie și radioterapia până ucidem absolut toate celulele canceroase. Astfel încât îl luăm din nou și facem chimie și radioterapie până ucidem tot ce este de ucis. Evident, iarăși o să-i scadă valorile, dar ai șansa astfel, o șansă reală, să omori tot ce nu omorâsei până atunci, până să-i faci transplantul, până era un pacient normal. După ce ai făcut transplantul cu celule stem, l-ai pus din nou picioare, poate să mai lupte cu chimio și radioterapia cât să fie ucise celulele canceroase. Modul în care celulele stem tratează cancerul. Sunt adjuvante fără de care nu poți face această continuare a chimio și radioterapiei. Pe lângă faptul că celulele stem în sine se pare, studiile arată, că au o acțiune antitumorală proprie. Deci nu numai că te ajută să continui chimio și radioterapia, și ele însele ucid celulele tumorale. Sunt atât de multe exemple în străinătate și în literatura noastră de specialitate, pe care, mă rog, o avem la zi, de familii în care cineva, unul dintre membrii familiei s-a îmbolnăvit, a avut leucemie, limfom sau altă boală tratabilă cu celule stem și au conceput un copil în speranța în care acesta ar fi compatibil cu cel bolnav. Și au fost multe cazuri în care nașterea și recoltarea de celule stem de la copilul nou născut a dus la salvarea vieții celui care era deja bolnav. Există chiar și un caz, un film artistic bazat pe un caz real, My Sister's Keeper, Gardianul surorii mele, care arată o asemenea situație. Gradul de compatibilitate este de 100% pentru copilul de la care s-a recoltat firesc în celulă lui, mergând către aproape 50% în cazul fraților,
și 20, până la 25% în cazul părinților, după care procentele se dau peste cap rău de tot. Dar asta înseamnă că dacă o șansă de a găsi un donator neînrudit este de 1 la 200, între 1 la 200.000 și 1 la 400.000, adică nicio șansă. În familie, dacă recolțești celor care sunt la naștere, ai o șansă cu fratele de 1 din 2 față de 1 din 200.000 și pentru părinte 1 din 4 față de 1 din 400.000. Deci gândiți-vă că e aproape, dacă ai banii, eu personal, opinia mea intimă este că e obligatoriu să faci recoltarea de celulele astea. E o chestiune de înțelepciune și de înțelegere. Ca și când te duci la stomatolog să-ți pună plombă, nu poți să stai dacă cu dinții stricați dacă ai posibilitatea să ți repari. La fel și în cazul acesta. Dacă ai banii să-ți faci recoltarea de celulele astea, mă rog. În primul rând, trebuie să vă asigurați că știți de ce vreți să vă recoltați celulele stem. Aceasta înseamnă că ați aflat că sunt peste 80 de boli tratabile standard cu celulele stem, boli amenințătoare de viață și mai ales din cele ale sângelui, cum ar fi leucemiile și limfoamele. Evident, sunt și un număr de cancere solide care sunt tratabile cu celulele stem. După ce ați înțeles care este utilitatea reală a acestor celule stem și nu o faceți doar pentru că vecina a recomandat sau altcineva din familie a făcut și eu, hai să fac și eu, căutați o bancă de celule stem care să răspundă în mod real nevoilor noastre. Că vă interesează prețul, că vă interesează siguranța sau alte criterii, fiecare au o pondere și găsiți banca care este cea mai potrivită pentru dumneavoastră. Aș face o mențiune foarte importantă și anume faptul că în România, de aproape 3 ani de zile, există Asociația Română a Băncilor Acreditate de Celule STEM, ARBAX. Iar această asociație profesională, ca să spun așa, este un instrument de lucru și de protecție a clienților și viitorilor potențial pacienți care au recoltat sau urmează să recolteze celule STEM la naștere. Să caute site-ul asociației, ușor de găsit, arbax.ro cu CS în loc de X, arbax.ro, și acolo vor găsi criteriile, sugestii de criterii pe care trebuie să le îndeplinească o bancă sigură. În primul rând, dacă această bancă este reasigurată. Pentru că, din nefericire, a existat o situație în România în care o bancă foarte mare a solicitat intrarea în insolvență și viitorul probelor stocate în acea bancă a fost pus la îndoială de către părinți. Asta înseamnă că s-au gândit în mod real că există riscul să piardă probele de celule STEM. Un act pe care îl poți face o singură dată, și anume la nașterea copilului. Deci trebuie să te asiguri că banca în care stochezi este o bancă sigură, cum este cazul băncii noastre de celule STEM. Noi, stocând în Danemarca, suntem obligați de către legislația daneză să fim asigurați și reasigurați, astfel dacă ne decidem să fugim cu banii din România și banca din România dă faliment, toate drepturile și obligațiile sunt preluate către banca din Copenhaga, din Danemarca. Dacă și banca din Danemarca dă faliment, dintr-un motiv sau altul, toate drepturile și obligațiile sunt preluate către Genzyme, care este un colos la nivel mondial, a doua mare companie în biotehnologie, listată la toate bursele din lumea asta, și care preia stocarea probelor pe un termen indefinit. Dacă și Genzyme, dintr-un motiv sau altul, ar ajunge prin absurd să intre în insolvență, există o asigurare la General Europe care garantează transferul obligației de stocare a probelor și dreptului de facturare a clienților români către a quadrupla entitate care va continua stocarea acestora. Evident, este unic ceea ce vă povestesc în peisajul băncilor de celule STEM din România, dar este o soluție absolută care răspunde nevoii de siguranță.
Procesul de recoltare este unul foarte simplu, fără risc pentru mamă și pentru copil și nedureros, evident. După ce a avut loc nașterea, cordonul ombilical dinspre copil este tăiat, copilul este preluat de către personalul medical și făcute manevrele obișnuite în cazul lui, iar mama mai stă un minut pe masă, timp în care din cordonul ombilical gravitațional se face recoltarea sângelui cordonului ombilical. Adică se puncționează unul dintre vasele cordonului și ținând punga în jos, sângele curge de la sine gravitațional până umple punga. Sperăm că umple punga, este cel mai bine, e foarte important și cadrele medicale știu că trebuie să colecteze cât mai mult sânge, după care putem recolta și porțiune de cordon ombilical pentru a extrage celulele este mezenchimale, dacă celelalte sunt hematopoietice, acestea sunt mezenchimale, adică pot reproduce țesuturi. În situații mai rare, dar care sunt situații de urgență, trusa Stemshire a companiei noastre conține un kit pentru recoltare în regim de urgență. Și datorită acestui kit, care este de fapt o chestiune, o pâlnie pânzată în care se așează placenta, are o deschidere sus și o deschidere jos, se scoate cordonul ombilical prin deschiderea inferioară, se agață de orice stativ în sală și altcineva poate să facă recoltarea ex vivo în afara corpului mamei, în timp ce de mamă se ocupă cadrele medicale. Cum spuneam, datorită acestui dispozitiv medical, avem un număr de copii care au celule stem stocate, viabile, deși condițiile în care au fost recoltate nu ar fi permis altor truse folosite să asigure această recoltare. Deci acesta este un dispozitiv care încă cu surprindere văd că nu a fost copiat de către colegii din piață, dar care, cum spuneam, deși aș încuraja să facă acest lucru, pentru că asigură recoltarea de celule stem și pentru pacienții care ar avea anumite condiții sau circunstanțe în care nu s-ar mai putea face.